programul ăsta, care e programul meu spiritual pe azi? Eu sunt al lui Hristos, îl pun pe Hristos, El este în viața mea, El are drept total în viața mea, recunosc lucrul acesta, asta înseamnă. Recunosc lucrul acesta. El este pus deoparte, El este factorul definitor al vieții mele, da? El este forța motrice a vieții mele, da? Domnul Iisus Hristos nu acceptă o domnie cu intermitențe. În anumite domenii din viața noastră, în anumite zile din viața noastră, îl sfințesc în fiecare zi ca Domn. În fiecare zi îl recunosc în poziția supremă a vieții mele. Nu în primele 5 minute din dimineață a vieții mele, ci în toată ziua din viața mea. Și când manevrez bani, și când vorbesc cu oameni, și când mă duc la școală, și când mă duc la lucru. El este în poziția supremă de domnie absolută. Este un aspect permanent. Este un aspect lăuntric. E ceva ce se întâmplă în inimile noastre, da? O conștientizare lăuntrică care trebuie să existe. Dar nu pierdeți din vedere că se are în, pentru ea în vizor aici domnia Domnului Iisus Hristos. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. El este stăpânul meu, El este suveranul meu, El îmi dictează viața, El îmi controlează viața, El îmi protejează viața, El îmi ține viața. Trebuie să-L recunosc pe Hristos în poziția asta, că El este deja. Principiul este acesta, Hristos să fie factorul definitoriu, centrul meu de gravitație, centrul vieții mele. Dar Hristos e universul meu, Hristosul nu e pe primul loc din viața mea. Sunt foarte multe expresii în astea care sună extraordinar de bine, dar greșite. El să fie pe primul loc din viața ta, nu? Dar pe al doilea cine? Păi nevasta. Greșit. Hristos e pe toate locurile din viața noastră. Numai Hristos poate coexista și cu alte lucruri care există. Numai El le definește pe toate. El definește absolut totul. Orice domeniu din viața noastră este definit de Domnul nostru Iisus Hristos. Că am avut și o vreme în care dădeam 5 minute Domnului Iisus Hristos și 23 de ore și 55 de minute satanei. De fapt, credeam eu că îi dau 5 minute, de fapt nu îi dădeam nimica, da? Mulți oameni trăiesc așa, i-am dat 5 minute, eu sunt liniștit. Nu i-a dat nimica. În realitate nu i-a dat nimic. Dacă nu îi dai totul, nu îi dai nimica. El nu ia. A, mă mulțumesc cu 5 minute. Păi dacă pocăitul ăsta 5 minute vrea să-mi dea, eu mă mulțumesc atâta. Și într-adevăr, teologia asta o auzi pretutine, un Hristos care cerșește, un Hristos care se roagă de tine. Bă, sunt așa de singurel pe aici în cer, iertați-mi ironia, dar cam așa îl portretizează unii, ca un cerșetor. Ca unul singurat, eclipsit, nu mă primește pe mine, nu mă lași pe mine, dă măcar 5 minute, dă măcar, bă, măcar de 2 ore pe duminică nu te poți duce la adunare. Măcar atâta lucru faci și tu pentru mine, măcar o miercure pe lună. Nu e asta Hristosul meu. Hristosul meu îmi cere totul sau nimic. Dacă nu-i dau nimic, el n-a pierdut nimic oricum. Eu nu am ce să-i adaug. Singurul care are ceva de câștigat de aici sunt eu. Și ești tu. Asta este Hristosul Sfintelor Scripturi. El este Domnul.